canal meu. Astăzi am venit cu partea a doua din colecția de accesorii. Am văzut că v-a plăcut destul de mult și am zis să continui. Iar acesta revin cu cercei mai mici, mai finuți, bobiță, mai finuți, ca să le spun așa. Și aici am o grămadă, așa că o să încerc să mă grăbesc. Întâi o să încep cu cei din argint. Uitați așa. Sunt foarte drăguți, îmi plac foarte mult. I-am primit de la nașa mea de-a doua, Lili, pe care o pup, știu că se uită la mine. Te pup, Lili. Și i-am purtat foarte mult. Sunt simpli. Următorii sunt aceștia. Sunt în formă de inimioară, albaștri, așa, inimioară albastre, pardon. Sunt destul de masive, așa, și îi port mai rar. Apoi următorii mi-au luat părinții mei, cred că anul trecut, dar nu mai știu cu ce ocazie. Nu mai știu, cred că de ziua mea, de Sfântul Gheorghe sau ceva de genul. Sunt super drăguței, niște fundițe, mi-au plăcut foarte mult. Apoi am un set de la Oriflame. Sunt formați din aceștia. Mi se par super drăguți și am zis că este un set, vine și cu mărimea mai mică. Și mai vine și cu, stați să vedem, aceștia. Aceștia nu i-am purtat deloc, nici măcar nu i-am scos din ambalaj, pentru că, nu știu, nu... Sunt drăguți, dar parcă nu i-am avut la ce să-i asortez. Și din cauza aceasta i-am purtat mai rar. Apoi am niște cercei foarte special. Următorii sunt destul de special pentru mine, pentru că am primit de la unchiul și mătușa mea. Mi-au luat atunci când am fost la Lacul Roșu și sunt, cred că sunt handmade. Mi-au plăcut foarte mult. Sunt foarte interesante, așa, nu știu, vedeți cum sclipește bila aceea neagră, deci sunt super drăguți și... Nu știu, sunt special pentru mine. Vă pup și pe voi dacă vă uitați. Următorii, la fel, au o poveste destul de interesantă. Mi-a luat mama când, în perioada în care eu am fost în comă și eram intrată în spital, mi-a luat acești cercei. Bine, vin și cu pandantiv și chiar dacă s-au făcut mai urâței, o să-i păstrez pe... Apoi, de la prietena cea mai bună, Alice, am niște cercei foarte bombonicioși. Vin și cu un lanț sau brățar, nu mai știu, dar îmi plac foarte mult. Apoi, v-am zis că toată lumea știe că mie îmi plac foarte mult accesoriile, așa că îmi cumpără. De exemplu, tot aceștia ce am primit, tot de la nașa mea de-a doua, Lily. Mi se par foarte drăguți și, nu știu, finuți așa și la fel sunt și următorii. Foarte drăguță pietricica aia și i-am purtat de o grămadă de ori. Apoi, în cutiuța aceasta de la Benefit Sugarlicious, mi-am pus cercei și o să încep cu... Aceștia sunt bobiță. Sunt pur și simplu niște bobițe. Nimic mai mult. Apoi îi am... i-am găsit pe cei care... Știți că vă ziceam eu în clipul celălalt cu colecția mea de cercei că... Vă arătam și cercei care păreau așa...
Descompuși aveau pietricica asta, albastru. Pe acela nebunie culoarea din mijloc. Și acum să vă mai arăt. Iam pe aceștia în formă de floricică. E o floricică foarte drăguțică. Și nu știu, mă duce cu gândul la primăvară, focalizează. Ok. Din sfera biluțe, de fapt din sfera pietricele, am unul cu pietricică așa, tot așa sclipitoare. Așa arată. Apoi mai am cu piatra asta albastră, cu piatră albă și cu un cristal mov. Majoritatea i-am luat de la H&M, dacă nu mă înșel. Apoi mai am tot cu bobiță. Așa. I-am pe aceștia cu inimioare. Cu lună. Cu semilună, de fapt, pentru că asta este... asta este logo-ul blogului meu, dacă nu știați. Mai am cu dreptunghiul ăsta așa auriu. De obicei îmi plac cele care sunt argintii, dar mai pot și aurii. Am și cu semnul infinitului. Așa, mai am cu un cerc. Mai am și așa. Ok. Trebuie să vedem dacă am arătat pe toți. Mai am și aceștia pe care la fel le-am primit de foarte mult timp de la prima mea Alice. Sunt cu broscuțe și îmi plac atât de mult. I-am de o grămadă de timp, nici nu mai știu de când. Și pe care îi mai am. Mai am cu steluță. Foarte drăguți. Și cred că așa sunt toți. A fost destul de greu să filmez. Gata, mi-am adus aminte că mai am o pereche. Sunt cei pe care îi port acum. Nu știam dacă se arată pentru că fac parte dintr-un set. Vedeți că vine și cu un, un cristal la gât. I-am primit la fel de la Lily. Mulțumesc că e cea care mereu îmi cumpără, mereu îmi dă cercei, pentru că știe că îmi plac și îi plac la fel de mult. În fine, Lily fiind nașa de-a doua, pe care o pupa mai zis, ok? Sper că ați apreciat efortul meu. O să revin și cu celelalte părți, pentru că mai am să vă arăt brățări, lanțuri, cercei, broșe, o grămadă. Și da, până la următorul videoclip, nu uitați că hashtag viața e superbă. Sper că v-a plăcut videoclipul și noi ne vedem curând cu un alt videoclip. Până la următoare!